Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de Formula 1. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la această serie. Am văzut foarte multe comentarii. Mă bucur că vă place seria și jocul acesta. Eu sunt pasionat de Formula 1 și chiar mă bucură că am reușit să facem o serie pe acest canal. O să mai vină foarte, foarte multe episoade cu Formula 1. Eu atâta vă zic. Nu prea mai am foarte mult timp, dar încerc când mai găsesc așa portiție să mai înregistrez un episod, două de Formula 1. Continuăm aici cariera noastră și am un secret meeting cu Red Bull. Bă, cum ar fi să mergem la Red Bull? Nu știu ce să zic. Red Bull care îl are pe Max și pe Carlos Sainz. Ok, o să continuăm să vorbim cu ei, dar nu o să le dau probabil un răspuns acum. Nu știu ce să zic dacă merită să mergem la Red Bull. Din episodul trecut am rămas pe locul 3. Red Bull are un sezon foarte, foarte slab. Vedem că sunt pe locul 3 în Championship, în Constructor Standings. Noi suntem pe primul loc cu Ferrari, dar problema este că eu vreau să atac campionatul, ceea ce înseamnă că va trebui să ne batem acolo cu Charles Leclerc. Deci o să fie o bătaie zdravănă. Vedem că ne apropiem de Red Bull foarte, foarte curând. Mai avem niște puncte aici. Poate chiar le folosim undeva, dar nici nu știu dacă am vreo părticică necompletată. Mă rog, la durabilitate nici nu știu ce să zic, dacă are rost să băgăm aici la durabilitate, că nu mi se pare că te ajută atât de mult. Ok, și costă și mult. Aerodinamica e cea mai bună din ce știu și eu aici. Oricum avem ceva progres aici. Uite și Leclerc a băgat. Hai să avansăm, nu mai stăm. Foarte mișto seria asta, chiar îmi place super, super mult. Știți că am început la Mercedes care n-a avut un sezon foarte bun. Și acum suntem la Ferrari. Avem Japonia, urmează cursa din Japonia. O să fie interesantă, sincer. Ar că am trebuit să luăm locul 1 ca să ne păstrăm... Ok. Deci avem fail la aerodinamic sau pe aici, nu știu, progres, ia. Yeah. Da, ok. Deci s-ar putea să nu avem upgrade-urile gata. Ok, hai să-i dăm cu Suzuka, prima cursă de astăzi. Începe aici weekendul în Japonia și avem calificările. Hai să vedem. Bă, nu știu cât de bine știu Japonia. Pare că am mai jucat-o de câteva ori, dar nu pot să bag mâna în foc. Mamă, ce denivelări, ești nebun. Și problema este că nici n-am mai jucat foarte mult Formula 1 în ultima vreme și mi s-a mai dus practice-ul. Dar nu este o scuză. Ok. Hai că ne revenim noi. Ok. Mamă, ne-am dus. Deci am jucat ultimele episoade, am jucat foarte mult înainte de ele și pentru mine era super ușor. Oh, asta e... Oh my god, ce se întâmplă? Bă, stai. Eu nu știu circuitul, frate. Restart. Bă, eu nu știu circuitul, deci trebuie să mă pun și eu bine și să fiu puțin atent, că eu nu știu circuitul. Am dat restart, îmi pare rău, dar cred că s-a văzut că sunt pe lângă. Trebuie să mă uit și eu puțin la hartă, să vedem care e situația. N-am mai făcut circuitul până acum, e prima dată. Deci ăsta e... Așa, vii mai tare. Ok, nu e rău. Ne-am dus naiba. All good. Venim cu viteză. Bă, mașina se simte bine. Mașina se simte super ok. Trebuie să ne uităm și puțin la hartă, adică nu pot să joc chiar YOLO. Am făcut record. Am venit ok aici, dar Verstappinul s-a dus, tată. Am ieșit prost din șicană. Și aici am ieșit super prost. Super prost. Ok, mai am voie să mai fac o calificare. Cred că era bine să dăm un practice ca să-mi văd și eu cursa, dar nu, a zis hai să fie full hardcore. Full hardcore, ești nebun. A, stai mă că am și bateria. Am uitat de baterie, că ne-am pus episodul trecut cu baterie, cu d-astea.
Băgăm puțin baterie. Am văzut unde am pierdut timp. Și n-aș vrea să pierd nici acum foarte mult. Folosim bateria. Aici am pierdut timp. Dar acum n-am mai pierdut. Ne folosim iar bateria. Ok, mi s-au dus căștile. Excelent. Haide, mă. Bă, nu e greu circuitul, adică chiar nu pare greu. Hai, băgăm bateria. Nici nu știu cât durează. A, aici e finish-ul, nu? Unde e, frate, finish-ul? Ăsta e. Ba nu, cât mai e? Ok. Deploy used. Bă! No! Eram pe primul loc, bro! Eram pe primul loc! Și a venit Verstappen și a zis nu! Tu nu iei primul loc astăzi. Bă! Bă! Ești bulache! Ești bulache! Uite-te și tu cu cât mai luat. Cu 50 de dălea, de zecim de nu știu cum se numesc. Oh god. Ok, mă rog, partea bună e că suntem peste Leclerc. Asta este partea bună. Drawing, văd. Ne mai crește și din OVR. N-a avut cea mai bună idee să punem Suzuka, pentru că nu cunosc cursa, dar vezi că nu era cursa, nu mi se pare grea și nu mi se pare urâtă, mi se pare un circuit interesant. Mi-a plăcut și cursa de la Suzuka anul ăsta, nu mai țin minte chiar ce s-a întâmplat super, super tare. Hai să vedem, dăm advance, trebuie să ne facem și niște mici tactici. Ce se întâmplă, mă? Ha, mă, dă-i. Advance. Trebuie să ne facem și o tactică, să vedem cum o, ce strategie avem. Hai să vedem, tată. Nici mai știu dacă e Yuki în grid, dacă mai e. Race strategy. Default, alternativ. Bă, o să mergem, cred că, pe soft și medium. Nu o să facem altceva, pentru că data trecută ați văzut ce s-a întâmplat și am făcut cea mai mare prostie ever. Deci nu trebuia să fac treaba aia ce am făcut-o. Dar, na, învățăm din greșeli. Nu știam că n-ai voie două pneuri la fel. Mamă, am plecat prost. Sau? Opa! Verstappen? Verstappen? Ok. Trebuie să ținem puțin și distanță, să nu... facem accidente. Leclerc ne-a luat față, dar oricum... o să-l luăm imediat. Eu așa zic. Bă, da, vezi că se ține bine eclerul. Hai să folosim bateria. Oh, dar scoate scânteii, ce mișto. Oh, God, nu, ce-am făcut, frate? Bă, ce-am crezut că luăm? Ce-am crezut că luăm? Hai să-mi folosim bateria iar. Ok. A, nu e rău, nu e rău, nu e rău. Trebuie să stăm în spatele lui. La o secundă. Hai să nu pușăm prea mult. Învățăm și noi trecul. Oh, nu. Hai că l-am învățat. L-am învățat de toți banii. Măcar n-am accidentat ceva. Avem și DRS. E perfect, gen, o să ne spargă ea din spate, pentru că eu nu mai am. Trebuie să pușăm să intrăm în zonă DRS, așa că o să ne folosim bateria unde putem. Haide. Mi-a zis să nu mai folosesc down shift-ul, căci că mai rău îi fac. Și o să încerc să nu mai folosesc. Am făcut record.
O las. Mă rog, că singurul care pușează. Și tot nu sunt la o secundă de el. Mamă, ce prost de iau curba asta, incredibil. Ba, sunt la o secundă. Haide, tată. Haide, tată. Te iau, bă, Eclerc. Eclerc. Gata. Respect. Alonso e și el în spate. Nu știu unde avea... Mamă! Am luat record și pe sectorul 2. DRS. Și n-aveam DRS în ploaie, fraților. Deci aia era chestia. De-aia nu aveam eu DRS episodul trecut, că în ploaie nu ai și nu știam, chiar nu știam chestia asta. Nu am prins atât de multe curse pe ploaie și nici n-am realizat asta în curse. Mamă, mă ia Alonso, ce naiba fac? Și am făcut lap perfect data trecută și acum nu știu ce fac, nu mai sunt concentrat. Trebuie să avem grijă cu strategia când o să intrăm. Trebuie să intru puțin mai târziu decât restul. O să se ține bine în spate. Mereu am probleme cu ăsta. Nu știu să mă bag în curba asta. Ai o problemă, îl ținem pe Alonso departe. Asta trebuie să facem acum. Și scopul meu ar fi să terminăm peste Leclerc. Cam ăsta ar fi scopul. Acum să vedem dacă reușim. Ok, mai păstrăm din baterie. Mama, vine Alonso, mă mănâncă. Let's be over. Aici nu trebuie să frânez. Mișto, mișto. Aici acum vii. Dar... fie extrem de greu să mai ajung. Uite, m-a depășit Alonso, care e DRS-ul. Mă, ce se bate? Ce se bate Leclerc? Oh, nu. Ești Perez în spate. Și Norris. Am uitat că Norris e la... Mercedes. Am și eu DRS. Viața mea. Viața mea, Alonso. Băgăm bateria, bateria, baterie, baterie, foc, foc. Oh, God. Cred că n-ar trebui să mă bat cu el chiar așa. Oh, țiții. Băgăm baterie să ne depărtăm de băieții periculoși. Mamă, și băieții și mai periculoși din față s-au dus. Bine-s. Ce? Mi-a zis că am ceva probleme? Oh, mi s-au dus și de-n cauciucuri. 2.3. Trebuie să fim atenți când intre Leclerc la pit. Aia trebuie să fim atenți. 5.9 zice pit open. Bă, am redus puțin din diferență. Încercăm să ne mai apropiem. Hai că m-am apropiat de m-am rupt. Am pierdut tot avantajul de îl făcusem. Da, am understeering, dar nu înțeleg de ce. Adică se simte ciudat mașina. O, am ieșit bine de acolo. Uai, cât de prost m-am dus. Mă, o să-mi la o secundă. Secundă.
1,3. Haide. Dacă prind secunda aia, se iau și DRS-ul, ar fi bombă. Ar fi bombă nucleară. Box this lap? No, 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 no. Următorul lap. No, 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 no. Oh, a intrat Max. Mie să nu intre și Leclerc runda viitoare. Runda. Asta următoare. Ce strategie are Max? A intrat înainte. Okay, mate. We want to make sure we're saving some ERS, so let's try and charge it up now. Ok, hai să salvăm niște ERS. Și ne concentrăm pe cursă. Hai. Scopul e să ajungem sub o secundă la Leclerc. Aici am o problemă, aici e problema la mine, dar... Ok, be careful, we think you're gonna start losing some tire grip anytime now. Ok, îmi zici că o să pierd niște grip. Și se simte cumva. Nu știu care sens, dar se simte că nu mai am gripul ăla. Cum l-am avut la început. Sunt curios dacă intră... Leclerc, okay, că dacă intră el, nu o să intru și eu. DRS. A intrat. Nu intrăm cu el. De ce? Cam și DRS. Pierdem DRS-ul. Și dacă intram cu el, s-ar putea să fie aglomerație. Așa că am un lap... Să-i dau goarnă. Ia stai să vedem cum avem cauciucurile. Bă, 37% nu e atât de rău, adică se putea și mai rău. Nu e atât de rău, gen. Verstappen a intrat mai repede, poate a prins și trafic. Poate noi nu prindem deloc trafic, cum ar fi. Ok, am 40% la pneuri, e decent, gen. Aici pierd eu. Nu știu să mă bag în asta. Perez în spate. M-au Perez la McLaren, am și uitat. Dacă nu m-am mai jucat de câteva zile pe carieră, am și uitat, gen, ce s-a întâmplat ultima dată. Aici am pierdut puțin. Să vedem. Box this lap. Hai, pregătiți-vă, barbașanilor. Ok. Good. Cred că trebuie să dai sub 0.5. No, issue. Tare. Tare issue. 5.6. No way, bro. O să mă ia, Verstappen, uite-l în stânga mea. No way, bro. Unlucky, unlucky. Poate luăm pe Leclerc. Ăsta e scopul. Ah, l-am luat. O laie. Am luat o laie pe Leclerc. N-am făcut nimic, apoi mi-am pierdut tot avantajul. Deci eram pe 1 dacă nu... Mă rog, eram în fața lui Leclerc, nu chiar pe 1. Dacă nu se întâmpla prostia de la pituri. Nu știu momentan când să dau pe X-ul ăla, cred că trebuie să aștept și mai mult. Și prea mă mulțumesc eu cu locul acesta.
O secundă? Not bad. Dar pe Max nu-l mai ajung, deci măcar să luăm pe Leclerc. Sainz în spatele nostru. Așa că a intrat la pituri. Asta e chestia domnului Sainz. Mă rog, e două secunde. Hai, mă, Leclerc. O dăm parte în parte. Să păstrăm puțin RS de ăsta. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 10.1 seconds. Oare cu cine ține Ferrari acum? Cu mine sau cu Leclerc? Stay out, stay okay, out. Mate. Right, we've got some clear track in front of us, so let's make best use of it and make the next lap a quick one. You got this. A quick one. Bine să faci obiectivele astea, că te ajută la... Te ajută la... Upgrade-uri. Ai, cât de prost, cât de prost sunt. Nu trebuia să se întâmple asta. Gata, șef. Mamă, nu știu ce fac lepul ăsta. Haide, mă. Vine și Sainz. O știu. A fost chiar cursa noastră. Am avut și ghinion la pit. Ne-am dus, frate. Ce naiba fac? Bă, că și Sainz în spate cu mult. Okay, you're losing a small amount of time to the car behind. Let's keep pushing. Okay, hai să ne concentrăm puțin. A intrat sub 2 secunde, Leclerc. Te mănânc. Leclerc. 1-3. Unu, doi. Unu, unu. Ba, am fast slam măcar. A, n-am DRS-ul, mamă. Ce mă enervează. E greu să-l ajung. Băi, e tare cursa, îmi place. Să mai pun Suzuka. Hai că intrăm în DRS-ul lui, dar nu cred că sunt multe zone DRS. Uite-l și pe Max. What? Nu e așa departe. Chiar nu-i departe. Leclercule, nu te las, tată. Mai sunt două lepuri, trei. Nu știu cât ar veni. Te mănânc.
07. Bă, DRS avem și luăm. Folosim și bateria. Și aici este definitoriu. Hai, baterie. Nu, 08, ai și mai bine. Of. E nașpa că e doar o zonă DRS. Adică, bro. Și ce zonă, adică nu e zonă wow de depășit, nu ține atât de mult. No, e greu să mai prindem. Singura chestie care poate ne ajută este că am schimbat mai repede decât ei au schimbat mai repede decât noi. Oh my god. Ce s-a întâmplat? Nu mă așteptam în șicana asta să-l depășesc. Și chiar aici nu mă așteptam. Nu am spune că vii după mine, las-o. Las-o, frate, lasă-mă în pace. Că de 10 lepuri încerc să... No, no way. No way că mă depășește. No, no, no. No. Stai acolo. Am DRS. O, regele. Regele. Mă, trebuie să profit de asta. Trebuie să profit maxim de chestia asta. Nu, cred că mai pot să-l ajung pe Max. Greu la Max. Și mai am nici baterie multă. Pă, Leclerc ăsta să-l țin în spate măcar. Bă, cred că-l ținem. A fost cursă ok, zic eu. Aici n-am învățat cum trebuie. Chiar n-am învățat cum trebuie să o iau. Max impecabilă cursă, n-am ce să zic. Da, cam asta e. Așa o să termine. Sainz pe 4, 5 Alonso. Cam așa, hai să ne folosim toată bateria. Bă, am avut și puțin ghinion, dar pentru prima dată pe Suzuka, eu zic că e decent. Chiar e decent, gen. GG. Asta e. Locul 2, peste Leclerc, ceea ce e ok. Dar sub Max. Ok, driver of the day Max. Nu mai zic nimic. Hai să vedem și standing-ul, să vedem cum o să arate standing-ul. Oh, Max e pe 3, este sub mine. Mamă, ce bătălie aici. Și Leclerc este tot pe 1. Ok. Eu am luat și fastest lap, adică 19 puncte. Max a luat 25 și Leclerc 15. Deci 4 puncte diferențe față de Leclerc. În rest, băieții, uite, a luat Yuki punct la el acasă. Da, cam asta ar fi. Deci o să fie o bătălie pe cinste sezonul ăsta. Mai sunt 6 curse. Și o să ne batem cu Leclerc și cu Max, cred că până la final, să vedem cine o să fie mai bun. Bă, ce să mă mai zic, cam acesta ar fi episodul, băgați și voi un like acolo, scrieți-mi dacă aveți sugestii, nu știu, păreri despre serie, dacă vreți să vă mai vedeți chestii din serie și ce mai vreți să vedeți nou. Putem să dăm acest upgrade interesant. Mamă, vine și Miami îmi place foarte mult, deci o să fie o cursă pe cinste, zic eu. Pe aici nu știu care e faza cu schimbatul,
nu știu dacă merită, când nu merită. Cred că dacă joci un sezon foarte, foarte lung. Bă, avem până acum locul 1, disqualifying, și locul 2. E ok, Max are disqualifying, locul 2 și locul 1, deci cam suntem la egalitate, doar că eu am 2 fastest lap, Lando are în a doua cursă și Leclerc are 2-1-3. Ok, ăsta e avantajul lui, eu și Max am avut disqualifying în 2 meciuri. Bă, sper că v-a plăcut episodul, am fost Sinner și v-am pupat, pa, pa!